Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Richard Urbrandt, un predicator român de origine evreiască, spunea: credința adevărată este credința în adevăr. Acest creștin era în căutarea adevărului o viață. Ba în Partidul Comunist, ba în cel Democrat, ca în cele din urmă să se regăsească în religie. Aceeași căutare și lupta acerbă pentru adevărul unic o duce astăzi schimnicul Irineu, un călugăr care m-a impresionat prin setea lui de comunicare și dragostea pe care o poartă pentru toți cei care îl înconjoară. Când a pășit pragul mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din Curchi, a hotărât să se dezică de toate, inclusiv de legătura cu cei trei copii ai săi. Timp de 4 ani nu a ieșit din curtea mănăstirii, timp în care și-a revizuit întreaga viață. Fiecare pas al său măsoară veșnicia unei așteptări. E pe drum de 6 ani și nu încetează să spere că va ajunge la destinație într-o zi. Schimnicul Irineu Pânzaru a ajuns la mănăstire fiind în căutarea adevărului și tot în ce crede astăzi este veșnic și fără păcat. Acum la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Curchi sunt circa 20 de călugări. Doar în acest an au decedat 3. Ceata slujitorilor Domnului descrește, se gândește schimnicul, care vine des pe aici pentru a îngriji mormintele. Fiecare nume gravat pe piatra rece îi trezește amintiri și, fără să vrea, se gândește la mântuirea din ceruri. Este caracteristic pentru călugării din ordinul său, schimnicul Irineu are o ascultare, adică muncă, pe care o face în folosul mănăstirii. Eu am fugit din lume, ca în mănăstire, într-un fel, sfletește să mă regăsesc. Îmi imaginam că am să stau acolo într-o chilioare, numai eu și cartea mea de rugăciuni. Și când acolo, locul acesta unde sunt eu de ascultare, este locul cel mai populat de oameni. Altul nu e în mănăstire, mai tare ca aceasta. Pangar, adică la vânzarea lumânărilor și programarea serviciilor bisericești, schimnicul muncește de câțiva ani. Prima sa experiență la mănăstire a fost de natură diferită. Mi s-a dat o ascultare normală, am rămas mirat, dar am acceptat-o, că nu poți alege la mănăstire, la purcei, la firma de purcei, acolo unul n-a fost. La început nu eram obișnuit, nu știam ce să fac cu ei, dar un băiat m-a învățat când să le dau mâncare, când și așa. Peste o vreme ei simțeau când eu vin, când plec. M-am împrietenit cu ei foarte mult. Aveam timp și la slujbă să mă duc dimineața și seara, să-mi fac și o părtășie cât de împravilă, să citesc niște cărți și cu purcei să contactez frumos. Când m-a luat starețul de acolo și m-a pus aici la Pangar, unde este foarte multă lume bine, chiar vă spun sincer, mi-a părut rău. În fiecare zi, mănăstirea din Curchi este vizitată de 10 de oameni, uneori chiar sute. În mare parte este vorba de turiștii curioși, care se minunează de frumusețea și grandoarea locașurilor sfinte. Rar când părintele Irineu vede în ochii lor evlavie sau măcar un strop de pocăință. Non zadar, volumul de versuri pe care l-a scris în chilia sa este în realitate o rugăminte către toți cei pe care îi întâmpină la mănăstire. Rog,
Nu intrați în biserică, la fel ca în muzeu. Sunt lucruri serioase. Mie îmi place gluma, oriunde îmi place, dar aici nu e de glumit. Văzând binevoința și deschiderea spre comunicarea acestui monah, a fost mirată să aflu că în lume, adică în viața pe care a adus-o înainte de a se călugări, era tăcut și rezervat. Nici călugării nu știu ce l-a determinat să se refugieze aici, astfel de motive fiind mereu ascunse în sufletul fiecăruia dintre monahi. Este o taină despre care se vorbește doar în rugăciune. Schimnicul Irineu a primit binecuvântarea starețului mănăstirii și a căzut de acord să vorbească pentru prima dată despre viața sa. Nu numai odată, lanț de trădări am avut, dar nu mă supăr, vai de mine. N-am avut timp să mă gândesc la asta, mai bine zic. N-am avut timp, ca să zic ce se numește poate răzbunare. În primul rând că eu nici nu-mi place asta, nu suport asta. Este un păcat mare să fii răzbunător, indiscutabil. Dar nici nu am avut în mine dorința asta. Eu mai degrabă am plâns, m-am durut, am suferit. M-am ocupat de lemile, cum să trăiesc mâine, ce să fac mâine. Nu am avut timp să mă gândesc la acela de ce m-am durerat. Nu a fost asta pentru mine, dar totdeauna au fost, vai de mine, sunt. Am simțit interiorul meu că Domnul mă va ajuta. Se cred și acum așa am să cred întotdeauna. Cum așa Domnul să nu mă ajute? Dar cum asta să nu ajute? Dar de ce să nu ajute Domnul dacă suntem copiii lui? Nu, niciodată asta nu m-a frământat, ți-o spun sincer. Acum 10 ani, schimonahul Irineu sau scriitorul Victor Pânzaru gândea cu totul altfel. Nici prin minte nu-i trecea să devină monah, căci își dorea realizări pe plan profesional. Pe când era elev, Victor Pânzaru închega un vers din roiul de gânduri ce-i treceau prin minte. Îl așternea repede pe foaie și încerca să continue jocul până la bun sfârșit. Astfel au văzut lumina zilei câteva poezii care l-au impresionat pe poetul Grigore Vieru. Eu am fost o fire așa, probabil mai mult timidă așa, cu toate că în suflet aveam și curaj. Și am fost căutător, toată viața mea am fost căutător și astăzi sunt așa, mi-a stâmpărat și nemulțumit, tot caut, îmi place să ies cu o carte, îmi plac toate domeniile, dacă sunt plăcute Domnului, dacă ele nu contravin învățăturii, informații bisericești și creștinești, sunt și acum așa însetat să văd, să cunosc. Dorința asta mea de a mă călugări în taină, am păstrat-o foarte mulți ani. Probabil că în mod chiar inconștient. Când? Atunci când părinții noștri au vândut casa, am născut într-un satuc mic, frumusel, ca un buchețel foarte mic, o frumusețe de sat, și au vândut casa pentru că, cum se zice în popor, să-i scoată în lume, să facem studii. De dragul acestei situații au vândut casa și ne-am dus în oraș. Și iată, eu m-am pomenit acolo în oraș, după clasa 4-a, între 5-a, vacanța aceasta, perioada aceasta. Răspândea asta de timp, mi-a fost foarte greu sufletește, probabil cel mai greu în viața mea. Eu eram ca un copil fugind de la țară, ajuns în oraș, nu înțelegeam lumea viața, eram foarte nedumerit, priveam în stânga, în dreapta, cum aleargă oamenii, cum mișune automobilele astea, oamenii au niște teme foarte grave, foarte importante, n-au când se vadă un copil ce-i cu el, deși am avut mulțumesc părinți foarte buni. Foarte bun și rudele noastre și toți consider eu că n-am un loc unde ne-am născut noi, în gene, oameni vrednici, gospodari, muncitori, nefățarnici. Cu toate acestea mi-era greu să trăiești, simțeam că nu mă pot adapta. Salvarea a venit de unde? Aveam un coleg de clasă, mămica care era bibliotecară. Și el uneori mai făcea câte o șoate la lecție, mai citea și câte alte carte, mai o leacă mai interese. Și eu am văzut lucrul acesta, de unde ai cartea? Deci mi-a dat-o mămica mea bibliotecară. Și vrei și tu, hai, mergi cu mine. Și m-a invitat la bibliotecă. Și mămica lui mi-a dat niște cărți. Apoi am mai mers, a dat, am mai mers, tot așa. Și atunci eu, asta a fost salvare pentru mine. M-am înscris la biblioteca cea reonală, la cea ornală pentru copii, la cea școlare. Și astfel îmi făceam cărți. Cărțile m-au salvat. Pe când era elev în orașul Drochia, Victor Pânzaru scria versuri. Îi plăcea să descrie tot ceea ce simte când vede natura. Armonia din sufletul său la o simplă adiere de vânt. Dragostea pentru cei dragi. Într-o bună zi, a prins la curaj și a trimis o scrisoare marelui poet Grigore Vieru. Poetul primul l-a descoperit, el, Pânzaru, cred că era prin clasa a noua, a trimis niște versuri. Și
versurile, deci nu mi-amintesc precis, ori la Uniunea Scriitorilor, când era consultant poet acolo, sau la revistă, nu mi-amintesc anul, dar știu că a primit versurile acestea, lui Pânzaru, lui Victor Pânzaru, și el era încântat că iată un tânăr poet. Asta e, promite mult, acest tânăr promite mult ca poet. Și a avut grijă de el, coresponda cu el, îl îndemna să termine școala medie și să continuă studiile mai departe la universitate. A venit la Chișinău, a devenit student, poetul deci l-a ajutat, mă rog, și l-a uitat și ce face, ce scrie, și poetul vrea mai mult ca el să facă, să mai mult să lucreze, dar tot timpul i-a fost ca un părinte. Victor Pânzaru a urmat sfatul marelui poet și a devenit student la Facultatea de Litere din Chișinău. Deși era foarte timid și retras din fire, mulți poeți i-au recunoscut talentul, astfel încât tânărul scriitor a obținut repede apreciere, respect din partea celorlalți, ba și fost numit membru al Uniunii Scriitorilor. A fost un poet promițător, un poet din generația 70-iștilor, adică de fapt el a fost la o frontieră dintre cele două generații foarte importante în literatura noastră, generația 70, generația 80. Eu eram atunci președinte a Uniunii Scriitorilor, sigur că l-am cunoscut foarte bine, l-am încurajat, i-am ajutat să se afirme. Era și este un poet foarte talentat. După generația lui Nicolae Dăbija, care eu i-am zis în istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, unde vorbea și despre Pânzaru. Deci Pânzaru există ca personaj și în această istorie a mea, este ultima ediție apărută la București sub egida Academiei Române în anul 2009. Și atât, Victor Pânzaru este prezentat și aici, prezentat și cu bibliografie. A scris foarte bine despre el Iurie Colesnic. Bineînțeles că nu toată lumea literară tânără era stimulată și ajutată. Erau ajutați cei mai talentați. Victor Pânzaru era printre cei mai promițători poeți. Valul de aprecieri creștea, iar odată cu ele și numărul de cerințe pe care le aveau cei din jur față de tânărul scriitor. Nu întotdeauna Victor Pânzaru le putea face față. Țin minte că tot timpul îi spunea să muncească mai mult și vroia mai multe cărți și vroia, adică mai multe poezii, și asta era, a ținut relații cu poetul, da, într-adevăr. Ne-am împrietenit foarte mult, fiindcă, în primul rând, era o fire foarte deschisă, foarte apropiată și încerca să caute în fiecare dintre noi părțile bune ale poeziei noastre. Am făcut muncă de ziarist foarte mulți ani, încercând să descopere în fiecare tânăr care scria câteva versuri la ziar, să descopere talentul. Și mai colecta, mai îndrepta anumite rânduri, dar promova nume noi în literatură. Pentru că era este unul dintre oameni care nu se teme de concurență în poezie. El nu vede în un alt poet un concurent. El vede un aliat în căutarea unui adevăr. Era, în primul rând, un poet al naturii. Simțea foarte bine natura, mișcările de natură, elementele. Întâmplător, primul său volum se cheamă Muzeul Semințelor. Deci el vedea natura ca un fel de muzeu al sentimentelor în germinație. Așa formula el și-a foarte, foarte inspirat această legătură a omului cu natura. Atunci când voia să se îndepărteze de tot ceea ce îi provoca nemulțumire, lucru care deseori se întâmpla, fugea în codri, pe câmpii, împreună cu prietenul pe două roți. Bicicleta i-a fost camarad în clipe cele mai grele. Îmbrățișarea naturii îi conferea liniște și acea armonie care se transforma cu ușurință în vers. Eu mă gândesc, care e rostul? De ce Dumnezeu ne-a dat frumusețea asta vizuală?
Ce, Dumnezeu a făcut asta din neavând ce face? Și ai răsit timpul ăsta, dar are un sens. Eu cred că noi multe nu le-am înțeles. Pe cât de simple sunt ele, pe atât de profunde. Noi nu vedem frumusețea asta pentru că ne-am obișnuit cu ele. Adică banalizăm, de fapt, prin atenția noastră, prin aprofundarea noastră în lucru, banalizăm frumusețea asta care Dumnezeu ne-a dat. Adică frumusețea ar spune aceste daruri mari. Și nu numai prin floarea asta, dar prin orice. Adică chiar pot să zic asta. Din mii de ani cântă neavând note muzicale în fața ei. Și dimineața am ocazia să ascult când e liniște și nu prea este lume. Aceeași păsărică, am observat, mă uit, posedă trei triluri. O melodie, apoi alte melodii și cealaltă. Și niciodată nu greșește. Și astăzi își pune aceeași întrebare care l-a provocat să vină la locașul sfânt. În ochii se citește naivitatea unui copil care admiră cu curiozitate a mie oară același peisaj. Și de asta dată descoperă în el ceva nou, o taină care îl predispune spre meditație. Eram tăcut, rezervat, glumeam foarte rar, vorbeam foarte rar sau vorbeam mult când eram la față-față cu prieteni atunci. Dar ei mi-i povesteau foarte mult, toată viața lor și-o povesteau tot, mai ceva ca ăla, nu știu cum zic. Și simțeam uneori că trebuie să fug de lume, că nu mai pot așa. Fusese printre cei mai buni, avea toate șansele să se afirme în poezie, dar totuși a ales o altă cale. Ce s-a întâmplat în viața lui? De ce nu a devenit un scriitor renumit, așa cum prevestea Grigore Vieru? Ce a ales izolarea în mănăstire? Nici el nu are răspuns la această întrebare. Avea puțin peste 20 de ani când i s-a propus să devină membru al Uniunii Scriitorilor și, în calitate de tânăr profesionist, a fost trimis în Letonia pentru un schimb de experiență. Timp de 2 ani, el a învățat la perfecție limba letone, iar apoi a început o activitate intensă în calitate de traducător. I se părea că totul abia începe, că va avea o carieră frumoasă și o familie unită. Însă nu a fost să fie așa. După 6 ani de călugărie, schimnicul Irineu continuă să se roage pentru a avea puteri să învingă ispitele. Vrem să fim tari puternici, dar să avem curaj să recunoaștem că suntem totuși să fie slabe. Și mă țin, sincer spun, doar datorită lui Dumnezeu. Cea care mi-a spus să merg la biserică, dar frumos, cu dragoste, a fost înțeleaptă și bună mea fiică. Mi-a spus, tăticule, dar ce faci astăzi, duminica? Și eu am spus acolo, am născut și ceva. El mi-a spus, tăticule, hai să mergem la biserică, că e frumos și e bine. Și mi-a spus alte cuvinte și azi mi-e rușine și azi îi mulțumesc. Și mele, care într-un fel reiese că parcă ea mi-a sugerat ceva frumos. Clar că asta a fost la Domnul. Victor Pânzaru nu a fost ateu niciodată. În perioada sovietică a fost un elev bun care învăța pe de rost teoria comunistă. Iar în anii 90 s-a bucurat de libertatea de a scrie în limba română, căci până atunci era obligat să scrie cu litere chirilice. Învăț acasă, m-a învățat. Încă până ajunge la școală, m-a învățat tatăl nostru. Știam asta de la tata și la mama și alte rugăciuni. Dar clar că în taină s-a făcut asta. Era cu o doză anumită de teamă, de frică. La școală eram învățat cu tot altceva. Eu am primit o notă bună pentru că am vorbit altfel atunci, la momentul acela, ca un elev conștiincios despre religie. Așa a fost clipa. Mulțumesc Domnului că am fost sigur că botezați. Părinții noștri făceau toate astea pentru noi, chiar am împărtășit, chiar dacă nu foarte des, dar se făcea acest lucru. Chiar dacă am fost așa răsfățat de soarte, eu totuși am fost ca un copil nemulțumit, cărtitor, vroiam ceva mai mult, ceva deosebit, ceva finut, ceva rafinat, ceva, cum zicem noi, poate o spun cu îndrăzneală, într-un fel și cum ne pământesc. Da, Domnul ne dă toate pentru viața noastră pământească, doar este atâta nevoie din partea noastră ca să-L înțelegem. Și eu consider, am ajuns la vârsta când pot să spun acest lucru, cel puțin pentru mine, să zic, că a trăi de asemenea este un dar, un talent. Pentru că ce nu ne dă nouă oare Domnul? Este oare Domnul zgârcit sau nepăsător? Sau, nu, El de toate are și dacă pe noi, părinții noștri, trupești, mama și tata ne iubesc și dau toate pentru noi și ne lasă nouă ca moștenire toate bunurile lor. Cu atât mai mult Tatăl nostru cel Ceresc, indiscutabil, când ne dă toate și ne va da nouă la vremea cuvenită.
că toate se întâmplă doar la timpul potrivit sau atunci când este voia Domnului, Victor Pânzaru a înțeles mult mai târziu, atunci când a fost capabil să treacă peste propriile griji și neînțelegeri cu sine. În urma a două căsătorii care au ieșuat, s-au născut 3 copii. Îi iubește enorm, însă de 6 ani le vorbește doar prin rugăciune. Când aș vrea să vorbesc urât despre viață și lume, sigur că, dar într-o fel poate că a fost și nemulțumirea mea de cele care mă înconjurau. De felul meu, cum știam eu să mă adaptez în societate, în lume, probabil că eu nu m-am regăsit acolo unde eram, deși eu mulțumesc Domnului. Mi-a dat să cunosc foarte mulți oameni foarte, foarte buni. Am avut foarte mulți prieteni, cu adevărat prieteni. Ar fi o mare nedreptate, aș avea un păcat dacă ar spune că eu n-am avut prieteni. Am avut prieteni foarte buni, oameni care m-au respectat, au ținut la mine, probabil mai mult decât eu am meritat. Avea o satisfacție permanent sufletească. Era într-o căutare. Și eu legam la început aceste lucruri de problemele familiei, pentru că trăia greu. Aveai probleme materiale și tot timpul se confrunta cu aceste probleme materiale. Dar mai târziu mi-am dat seama că este o altă problemă. El este în căutare de sine. După faimoasă perioadă din tinerețe, a urmat ani grei și mediocri. Victor Pânzaru se confrunta cu lipsurile materiale și insatisfacția față de lucrările realizate. Am simțit că se petrece ceva în mine. Acum înțeleg, asta a fost cu voia Domnului. Chiar aceasta, zicem așa, ușurică nemulțumire, nu cărteam tare, dar aveam o insatisfacție oricare interioară în mine. Sigur că și asta eu acum o explic ca un fel de chemare a Domnului. Asta era. Prin carte am ajuns la Dumnezeu. Absolut, spun asta cu toată fermitatea, pentru că îmi place totul să citesc. Clar că îmi place mai mult din domeniul artistic, poezie, literatură, romane și mai departe, dar cunoșteam, vreau și celelalte să le cunosc. Se mai întâmplă sincope, anumite pauze, dar el a revenit după o anumită perioadă de tăcere, a revenit și a revenit nu numai ca poet propriu-zis, dar și ca șef de cenaclu, ca și îndrumător, ca și conducător de cenaclu în cadrul Bibliotecii Municipale Hășdeu. Deci el deja îndruma alți tineri. În ce mă privește, eu l-am ajutat mereu și am obținut și un apartament pentru el, fiindcă era un apartament care a rămas după decesul Irinei Stavskaya. Era un perfecționist. El fiecare poezie o cizela până mie mi se părea că de acum nu mai ai unde. Și el mai găsea un cuvânt, mai întorcea o dată fraza. Și de aceea are cărți foarte puține scrise. Dar cărțile lui sunt foarte rezistente. Ca orice poet, el are a doua ființă. A doua ființă care cere de el mai mult decât el poate oferi. Și atunci, fără doar și poate, pentru mine n-a fost în mirare deci vestea că într-o bună zi el a ajuns la mănăstire. Nu este alt cale de a găsi omul ideal decât într-o mănăstire, acolo unde este exemplu clasic, chipul lui Iisus Hristos, omul care a dat modelul nou al trăirii omenești, o nouă conștiință umană. De obicei, aceste momente, ele sunt momente de decizie lăuntrică, de decizie a propriei ființe. Deci el nu se sfătuiește nimeni în privința aceasta. Era un taciturn, era un solitar, singurătatea, știu eu, prinde bine unui poet. Cu 20 de ani în urmă, gândul la o viață monastică i-a trecut prin minte. Sau poate a fost doar o iluzie? Cu siguranță a fost ceva, spune acum schimnicul, căci inconștient, mulți îl percepeau ca pe un duhovnic. Prietenii împărtășeau secretele, iar unii chiar i-au propus să facă studii teologice. El nu poate învăța să fie preot, el este preot în felul lui de a fi, pentru că felul de a mărturisi în scris ceea ce simte și a mărturisi fără frică, sentimentele cele mai pure, este deja un argument că el este preot. Și Grigore Vieru, marele Grigore Vieru, spunea că scrie poezie pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, pentru a-L înțelege pe Dumnezeu. Omul simplu nu are acea trăire interioară pe care are un poet adevărat. Un om care își pune permanent problema existenței.
și tot timpul să verific conștiința. Am făcut corect sau nu? Am greșit? Sau ceea ce fac eu este într-adevăr partea adevărată a lucrurilor? Ceea ce văd eu este adevărul sau este partea mitului care eu vreau să trăiesc? Multul lume trăiește într-o fabulă, într-un mit. Deci ei nici nu-și pune problema existenței printr-o izolare într-o mănăstire. Lucrul acesta se întâmplă cu oamenii care au o conștiință absolut evoluată. Această discrepanță între ceea ce suntem și ceea ce vrem să fim naște problema izolării și căutării adevărului. Am avut niște prieteni care eu am rămas foarte mirat, foarte mirat că eu, ne vorbind cu ei în special despre preoție sau despre viața monastică sau călugări sau ceva, ei înșiși, deci cel puțin trei persoane mi-au propus să mă fac călugăr. Așa numita perioadă de pregătire, în care fostul scriitor Victor Pânzaru medita asupra sinelui și vieții duhovnicești, a durat 4 ani. Acea perioadă era crucială în destinul său, căci dacă nu ar fi comunicat cu prietenul său de suflet, părintele Ioan Gorea, nu s-ar fi călugărit. Doar mi-a trecut acest gând, nu l-am trăit, doar mi-a trecut prin minte, dar nu l-am oprit în mintea mea. El a trecut prin mintea mea și s-a dus mai departe, adică nu s-a adâncit în mine. Am nădăjduit că aici, aproape de casa Domnului, voi avea mai multe posibilități să mă regăsesc și pentru mine și pentru oamenii care sunt dragi. Domnul mi-a arătat foarte multe, multe. Am văzut, am avut colegi, prieteni care lucrau la construcții, în domeniul artistic și în altele. Chiar eu, mai mult sau mai puțin, am participat la multe lucrări. Cam asta aș putea să-mi permit acum să spun. Schimnicul Irineu vorbește extrem de rezervat despre familia sa. Asemenea unui sihastru, el trebuie să ducă un mod de viață total izolat de lume, să uite de dorul pentru familie și de propriile dorințe. După un an de călugărie, în chilia sa modestă, în care rar cine are acces, a continuat să creeze. Tot ce a scris timp de 5 ani de monahie a fost închegat în volumul de versuri Te rog, nu intra în biserică, la fel ca în muzeu. Deși și-a schimbat cu desăvârșire modul de viață, schimnicul scrie la fel de îndrăzneț, direct și sincer. Lăsat de trecutul său pentru un nou început, cu noi prieteni și noi soluții la problemele existențiale. Respira adânc din aerul plin de liniște și pace sufletească. Ceva între instinct și intuiție, probabil. Să fug de locurile publice unde se demonstrează ceva. Nu prea cred lucrurile acestea. Un om care vrea să ne convingă de ceva, o face mai modest. Așa cum o face acasă în fața mamei și a tatei. Nu-i arăți mamei cât de înțelept ești tu. Mama te va înțelege dintr-un cuvânt. Și așa este în toate. Locul public este atrăgător, dar și îndoielnic, cel puțin pentru mine. M-a deranjat foarte mult faptul că omul în secolul nostru a avansat uimitor de mult în toate domeniile. A inventat foarte mult într-un binele omului, fără doar spate, lucruri bune. Dar unele pe noi de acum ne domină ele pe noi. Omul nu mai ține el în mâini, nu mai poate stăpâni propria sa creație și ea îl domină pe el. Asta este de asemenea o tragedie a veacului nostru. Omul a însușit foarte multe lucruri frumoase, bune, dar a însușit și un lucru pe care eu aș fi vrut el să nu îl însușească. Este prefăcătoria lui de a se face bun. Știe omul, iată așa trebuie să mă prezint, așa să fiu, așa impresie să produc. Eu asta am văzut deseori și asta m-a deranjat. Aici, la Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului, prin rugă și pocăință, fostul scriitor a renăscut. Iar monahul Augustin Zaboroșciuc este, practic, unicul cu care poate discuta despre rimă și noile curente literare. El este nu doar un bun prieten, ci și duhovnic, adică omul în care are o încredere deosebită și cărui se poate destăinui oricând. Fiecare când pășește pragul mănăstirii trece printr-un foc, foc al lepădării de sine și a unirii cu Dumnezeu. Și în ce măsură
te dedai acestei vocații, într-o așa măsură Dumnezeu să răsplătește. Nicăieri în lume, te asigur, simțul cuibului, al casei, nu este așa de bine conturat ca aici. Monachii sunt oameni buni, chiar dacă și ei greșesc. Mai fac și ei câte o trăsnaie, câte o poznă, ceva, suntem oameni, dar nu au răutate în ei. Viața de mănăstire e cu mult se deosebește de viața de lume. Și uneori monahul singur stă ca să-și ascundă chiar așa talent care l-a avut cândva sau, eu știu, alții se ascund de prieteni o bucată de timp ca să poată să acomodeze, spunem așa, cu traiul de mănăstire. Până la urmă, viața de mănăstire nu e o depărtare totală de lume, adică în sensul acela că noi urâm lumea sau cumva. Pur și simplu fiecare se axează mai mult pe o prelucrare a propriilor simțuri, sentimente. În mănăstire fiecare stă să-și ascundă emoțiile cât e posibil de ochiul lumii. Ruda mea acum este Iisus Hristos. Și prin El comunic bine văzute, bine știute, comunic cu ei. Mai bine decât dacă m-aș vedea cu ei în fiecare zi. Așa să trăim, ca să ne întâlnim acolo. Să-L rugăm pe Domnul să ne dea să merităm asta. Face să trăiești o viață ca să ai nădejde, speranță că pe ai tăi, acolo îi vei vedea. Și eu cred foarte mult în asta, că acolo vom fi. Dacă nu o să facem rele singur, da, așa este. Ce aș fi făcut eu singur, dacă nu mă luai, Doamne, la Tine? Număram undeva linguri, dar și azi sufletul meu își revine din amărțeala cea dulce. Numai dacă în fața icoanelor respir și nu uit de cruce. El este unul din puținii poeți adevărați. El a venit cu o poezie, cu fiala său de a scrie, cu metafora sa, și eu cred că citorii o să-l redescopere pe Victor Ponzaru. Eu cred că Victor a făcut acest pas la fel de conștient, pentru că era un pas logic care se impunea în toată creația lui. Deși nu a spus nimănui nimic la plecare, nu a lăsat niciun răvaș în care să dea vreo explicație, cei care îi sunt cu adevărat prieteni l-au înțeles. La esei aproape 60 de ani, schimnicul Irineu se roagă pentru cei dragi, pentru toți cei care trăiesc în păcat. Îi mulțumește Domnului că e sănătos și că mai poate crea. Dumnezeu, în primul rând, este foarte, foarte, foarte bun. Și asta așteaptă de la noi, bunătatea asta, să o avem între noi. Să suferim unii pentru alții, să ne doară unii pentru alții, să existe iubire între oameni. Sunt ferirea cealaltă asta care există tot mai mult. Cea mai mare deficit azi în lume nu este de ce e numai că nu ai o bucățică de pâine pe masă sau nu-ți ajunge o haină sau un ban ca să achiți, eu știu, acolo plățile astea pentru locuințe și așa mai departe. De multe are omul nevoie. Cel mai mare deficit, eu întrezesc să spun asta cu toată tăria, este deficitul de iubire, de bunătate între oameni astăzi. Este criza cea mai mare a secolului nostru. Asta este durerea cea mai mare. Viața de monah este o viață foarte, foarte frumoasă, deosebit de frumoasă, interesantă, plină de enigme, de multe ispite, ispite mari și grele. Este pe cât de frumoasă, pe atât de grea. Dar eu anume pentru asta îi mulțumesc la Dumnezeu. Nu cred că, cel puțin până aici, nu știu ce va fi mâine, dar sper că va fi bine și haina aceasta o port, nu mai dezbrac, desigur, așa este. Dar nu-mi închipui că aș fi putut face ceva mai, cel puțin pentru sufletul meu, mai bun în viața asta decât ce aici fac. Viața merge mai departe, și-a spus scriitorul Victor Ponzaru în momentele grele de singurătate. Astăzi ochii strălucesc, râd de bucurie pentru sufletul împăcat. Mă doare că niciodată în când neamul nostru nu au fost atât de divorțe cât sunt astăzi. Asta vorbește foarte mult. Nu cred că există și nu va fi niciodată o statistică cu adevărat obiectivă care să ne arate nouă, să ne ajute să înțelegem noi de ce se produc aceste divorțuri. Poți să imaginezi dacă am trăit o viață în lume, oare nu am oameni dragi? Nu am dragi, nu am avut. O lume întreagă de oameni sunt dragi, oameni foarte buni, foarte buni. Și aici, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-aduce oameni foarte buni la suflet. Îi văd odată două ori, dar eu simt, iară, simt. Asta e surioara mea, asta e fratele meu, mi-s dragi. Eu simt că între noi este un contact foarte frumos, omenesc, foarte frumos.
cunoașteți adevărul și adevărul vă va elibera. Fără să-și dea seama, scriitorul Victor Pânzaru a fost ghidat de acest citat din Biblie, o viață.